Salutare, națiune! În această frumoasă zi de toamnă, sunt aproximativ 25 de grade Celsius, temperatura aerului. M-am gândit să fac un rai cu bicicleta prin pădurea Ceala, de data aceasta până pe traseul până la Pecica, trecând prin Bodrogul Vechi. În toamnă am mai făcut un video, dar numai de aici, de la lacul Măltărețu și până în Bodrogul Vechi. Până în Bodrogul Vechi e circulată zona, dar după Bodrogul Vechi e un peisaj puțin mai sălbatic, dar frumos. Sper să vă conving, să vă îndemn să bicicliți și voi prin pădure pe malul Mureșului. Dacă tot avem pădurice asta pe aici, eu zic că merită să facem puțină mișcare și să ne relaxăm până la urmă. Hai, ne vedem la Pecica! Thank you.
am ajuns la finalul cursei. De la lacul Măltăreț și până aici la periferia orașului Pecica, prin pădure cam aproximativ 17 km este distanța. Încă o dată eu spun că merită să vă luați o bicicletă și să bicicliți prin pădure. În primul și în primul rând de relaxare și cine dorește și condiție fizică. Vă mulțumesc că vă uitați la vlogurile mele. Eu vă zic sănătate maximă. La revedere. Apăsați și voi butonul ăla de subscribe și dacă doriți și un like, e gratuit. Până la o nouă revedere, vă zic la revedere și lanț întins, cum se spune. Ciao!